fapt, comunicarea non-verbală. Mai ușor spus, științific spus, toată lumea minte. În mod normal, în non-normal, în 10 minute se întâi minciuni. Inclusiv eu astăzi o să vă mint. Într-un fel sau alt. Îți urmăresc mine și încerc să-mi dau seama, dacă nu mai ești început. Exact. Există o istorie în minciuni. Există o istorie culturală în minciuni. Prima consemnare a minciunii ca formă de culturală, de prezență în discurs a unui altceva care nu e adevărul, apare în Tipias Mima, un dialog al lui Platon, în care Socrate, este primul dialog în care Socrate face pe sofist, adică ceea ce disprețuia cel mai mult. Sofiștii erau un soi de profesori plătiți să te învețe în ambele direcții. Cu alte cuvinte, ceea ce făceau ei pentru bani, dacă primeau mai mult, îți dădeau mai mult, dacă primeau mai puțin, îți dădeau mai puțin. Și erau foarte disprețuiți pe teritoriul grecii. Sofiștii, în schimb, aveau această mare putere de a argumenta în direcții opuse. Orice eveniment. Ca atare, mulți dintre ei erau foarte buni retori. Comunicarea non-verbală sau comunicarea în genere e 100% compusă din două componente. Ceea ce nu spune în mod normal în discurs și ceea ce spunem altfel. Cu mâinile, cu fața, cu integritatea noastră corporală. 30% din limbajul nostru, doar 30% din ceea ce spunem noi, este discurs. Sau are o natură discursivă. Restul de 70% este componenta non-verbală. De ce așa? Și e foarte bine că noi comunicăm de dimineață până seara. De când ne trezim și până plecăm, tot ce facem e comunicare. Ca atare, comunicarea este esențială în vieții de zi cu zi. Da? Numai că nu întotdeauna ceea ce trăim devine discurs. Adică nu tot ceea ce simțim e pus în cuvinte. Nu tot ceea ce simțim este exprimabil în cuvinte. Dar gesturile pe care le facem, felul în care arătăm, felul în care ne înșurubăm realitatea prin gesturi, prin acțiuni, așa, reprezintă componenta non-verbală. De la mimica feței. De la felul cum ne aranjăm sprâncenele pe față. Ce facem cu ele? Ridicăm, le scădem, le îndepărtăm, le apropiem. De la felul cum, spre exemplu, zâmbim. Sau avem un rictus. De la felul cum ne poziționăm pe un scaun, pe un fotoliu, de la felul cum stăm în picioare. Toate astea reprezintă limbaj non-verbal. Și uneori e la fel și chiar mai mult, mult mai important decât limbajul verbal. Îl simți pe celălalt, nu în ce spune, ci în comunicarea non-verbală. De ce? Pentru că e instinctuală. Îl simțiți aproape de celălalt, fiindcă vă comunică ceva la nivel subliminal. Poziția aceasta, pe care în genere ați întâlnit-o în icoane, se cheamă orantă. Ce vă spun? Deschidere. Cât de mare e deschiderea asta? Unii ați spune că e totală. Aia e o deschidere forțată, dacă mă trebuie. E un pic forțat de împrejurări. Nu stă nimeni în spune, ca să fie deschis. Dar are o deschidere totală. Nu stă o deschidere spre mătușoare, de exemplu. Da, este și asta. Dar, ce puteți? De
Lipsă de interes. Mulțumim. Da, să spui. S-a dat o bonuanță. Așa și așa. Vă simțiți confortabil stând așa. În prima poziție, până nu mă vizionez. Așa? Așa e ca și cum te îmbrățișez. E pisar? Nu mă îmbrățișez așa. E vorba de o... Totuși, e o nuanță. Deci, asta ce înseamnă? Cum s-ar traduce? În punctul ăsta de vedere. Într-un dialog. E ce înseamnă? Indiferență. Respingere. Nu aș spune chiar respingere, i-aș spune mai rău rezistență. Adică nu te resping, că nu te trimit, dar sunt un pic rezistent la ce spui. Asta este formula comună. E intuitiv. Când vedem pe cineva și îmbrățișează, sau mă rog, își îmbrățișează mâinile, e un pic rezistent la ce spui. Dar asta? Asta mi se pare mai mult de control, de a încerca să ai aceste condiții. Conceptul potrivit, într-adevăr, e controlul. Dar nu se știe ce controlează. Discursul celuilalt sau pe tine însuți. E mai degrabă un control emoțional al tău față de tine. Știți că există o interpretare și în felul în care privim. Dacă privim înainte, în stânga și sus, în stânga și jos, în dreapta sus, dreapta jos, accesăm anumite zone ale creierului. Și acele zone ale creierului care sunt, de exemplu, deja antamate pentru anumite procese mentale. Zona de visare, de fantasmare, de zona vizuală, auditivă, zona vorbirii. Și toate astea spun ceva. Întotdeauna zona accesată este vecină cu ceva mai complex. Este aici George Bush cu, se pare, președintele Curții de Apel Americane și felul cum dau mâna, de sus în jos, de sub, mai ferm, ținându-l pe celălalt de cot, de umăr, toate astea spun ceva. Se mișcă un transfer de forță sau o preluare de forță de la adversar. Excelent fotograf ca să surprinzi microexpresii. E mult mai ușor să le prinzi filmând decât fotografiind. Avem chiar. Adică, pentru ei, pentru mulți dintre ei, ceea ce felul în care pozează, deci unii pozează fără să știe, că sunt instantanee. Dar cei care pozează, cum e Andrei Gheorghe, este exemplu acum. Ai o poză care el a înțamat așa. Și se pare ceea ce transpare dinspre fața lui între noi. Cum îi se pare? Încrezător. Da. Sfidător. Sfidător? Arogant. Arogant, da. Dar nu sfidător. La teatru, unde încercarea de a întruchipa o emoție presupune o sumă de gesturi care exagerează sentimentul ca atare pentru a-l face cât mai volubil. Să-l vadă toată lumea. Să știe că ăla, când e trist, e chiar trist și nu se bucură. Adică să nu introducă confuzia. Da? Într-un fel am putea spune că, până la urmă, sinceritatea este singura tehnică de comunicare non-verbală. Sinceritatea? Da. Nu suntem atunci în acord verbal cu non-verbal? Avem o predispoziție. Dar nici atunci nu suntem foarte clari. Fiindcă asta ar presupune că mesajul nostru este în acord cu intenția noastră și cu modul în care vrem să fie perceput. Noi niciodată nu cădem de acord la cele trei nivele. Există trei nivele de comunicare. Intenția, ceea ce spunem și ceea ce vrem să fie perceput. Adică un nivel proiectiv al discursului. Psihologic vorbind, într-un dialog, sunt trei poziții. Poziția neutră la mijloc, pasivă și agresivă, n-aș spune activă, ci agresivă. Comunicarea eficientă înseamnă, sau comunicarea eficientă în ce zonă se duce? Întrebare. În ce zonă comunicarea este cea mai eficientă? De chine?
Ne uităm. Clientul nostru este subminat la nivelul voinței, dar este și, îi se indice și o stare de bine, adică, ok, asta mă face viața mai frumoasă în bucătărie și nu numai. Cumpăr o produsă. Da? Da, asta e un, într-un fel de exagerat spus. Asta e discursul non-verbal.